v-am regăsit. Biciul și zăhărelul, această formulă clasică nelipsită din cultura leadership-ului din trecut și chiar prezent. Un model care a format o relație mercenară între mașini de făcut profit și executanți de ordine fără comentarii. Astăzi vorbim despre nevoia de a transforma radical modul în care conducem organizații de toate dimensiunile. Biciul și zăhărelul, adică obținerea obedienței prin amenințări și răsplătirea ei prin beneficii, încă mai sunt în funcțiune. Ele au funcționat pentru că natura umană este dominată de frici. Chiar și în prezent există situații în care șeful care utilizează frica în actul de conducere este respectat. Asta pentru că acești șefi sunt contemporani cu oameni care încă răspund pozitiv la stimul negativ, precum intimidarea, agresivitatea sau alte abuzuri similare. Însă care sunt fricile activate de aceștia? Sunt amenințări emoționale, profesionale și financiare. Altfel spus, ți-ai pus șeful în cap, te-a umilit față de colegi, ți-e teamă de eventuale sancțiuni, nu mai ai șanse la mărirea salariului sau promovare, poate chiar vei rămâne fără slujbă. Și de frica fricilor, oamenii se supun. Măcar până la prima șansă de a pleca într-un mediu mai sănătos, uneori chiar pe bani mai puțini. Din fericire, câmpul muncii a fost inundat de noi generații, care nu mai acceptă astfel de stimulente. Iar venirea lor ajută și generațiile mai vechi să reevalueze ce înseamnă o slujbă bună. În acest context, vechiul model de șef devine depășit și falimentar. Astăzi oamenii caută sens, realizări sufletești și o viață trăită cu valoare adăugată. Oamenii vor libertate și autonomie, vor plăcere și descoperire, dar și senzația de a fi în control și a contribui semnificativ. Oamenii vor să aparțină unei comunități în care meritele lor sunt recunoscute, în care simt că sunt tratați corect și despre care dețin toate informațiile. Prin urmare, se impune necesitatea unei paradigme de tip leadership radical diferită în care respectul se câștigă prin meritele contribuțiilor. Sigur, profitul, competitivitatea, inovația, toate rămân cerințe la fel de valabile în economie. Cum le transform în realitate ca lider, vorbim despre cu totul alte instrumente și strategii. Oamenii au nevoie și caută lideri puternici, iar liderii cu adevărat puternici nu țipă, nu amenință, nu manipulează. În egală măsură nici nu tolerează incompetența, delăsarea sau indiferența. Ei nu au nevoie de supuși lipsiți de opinii, dar nici nu permit, prin simpla lor conduită, scăderea standardelor profesionale sau comerciale. Să presupunem că cineva te împinge cu forța să te urci pe un vapor. Dacă n-ai de ales, te urci. Dar vei face minimul necesar pentru a supraviețui până la primul port în care vei coborî fără să te uiți în spate. Însă dacă vezi un capitan sigur pe el, blând, dar ferm, cu echipajul său, cu un plan clar de călătorie și un vapor bine pus la punct în care fiecare știe exact încotro și de ce se merge, vei urca singur, fiind încrezător și motivat să contribui cum te pricepi mai bine la succesul expediției. Frica câștigă obediență și conformare. Respectul e bazat pe încredere și dăruire. Iar cu cea de-a doua se obțin rate de profitabilitate net superioare. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe pagina Adrian Vascu de pe Facebook, YouTube și din aplicațiile mobile, din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!